Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Astăzi, împreună cu Eugenia Ceban, consilier PSRM, și Dinar Cojocari, consilier PSRM în CMC, vom încerca să discutăm despre problemele care se confruntă de fapt capitala și în același timp, pentru că ne aflăm la sfârșit de an calendaristic, vom încerca să facem totalurile acestuia. Bună seara și bine ați venit, domnilor invitați, în studioul Reflector Analitic. Bună seara! Domnule Cojocari, ziceam la introducerea în cadrul acestei emisiuni că vom încerca să facem o totalizare a anului 2017, făcând referire nemijlocit și la ceea ce s-a întâmplat în luna aprilie a acestui an. Ne referim la acea zăpadă, acele declarații care erau destul de controversate și în același timp și noi, cei din presă, scriam că nu întotdeauna organele abilitate și-au făcut tema așa cum trebuia să și-o facă. Cum putem comenta și ce a întreprins Consiliul Municipal Chișinău pentru înlăturarea acestui dezastru natural? Vă rog. Deci, după cum știm, da, au fost... Într-o bună zi ne-am trezit cu multă zăpadă, multe crengi, multe linii de comunicație stricate, drumuri care nu puteau fi accesibile nici pentru serviciile speciale. Și din păcate, din cauza managementului defectuos care sunt practic în toate structurile municipale, noi n-am putut interveni prompt pentru a dezbloca situația. Dacă să vorbim la direct ce a făcut Consiliul Municipal în Zăvăce, spun cert, n-a făcut nimic Consiliul la propriu zis, atât cât ne-am consolidat noi parțial, președinția s-a consolidat, care a dat un ajutor destul de impunător, Armata Națională sectorială, în fracțiunea noastră ne-am consolidat cu colegii, chiar am procurat și utilaj specializat pentru a tăia și debloca străzile, copaci în sens tăia. A fost un lucru, să spunem așa, în echipă, dar din păcate nu un lucru, să zicem, din timp programat, ceea ce în principiu ar trebui să facă toate structurile municipale. Spații verzi nu avea utilaj suficient și chiar oameni suficienți pentru aceleși deblocare de copaci, străzile să fie cât de cât curățate. Direcția municipală ce gestionează drumurile nu au nici până în ziua de azi, dacă să vorbim la direct, nu au utilaj pentru curățirea zăpezii și pentru împrăștirea materialului antiderapant. Deci până în final... Domnule Cojocaru, dacă mi-aduc aminte bine, acum cred că o lună de zile în cadrul CMC, responsabilii de la Spații Verzi spuneau că mai sunt și la ora aceea anumite fâșii forestiere care nu au fost curățate după acel potop alb din aprilie. Este așa? La ora actuală situația este sub control? S-a înlăturat orice problemă? Nu s-a înlăturat. Noi avem circa 70% din materialul de lemn, să spunem, frunziș, deci atunci s-a rupt, s-a acumulat, până în ziua de azi, intracartier, ele nu sunt curățite. Abia o lună jumate în urmă a fost procurat tocătorul de lemn, care în principiu, dacă el va fi utilizat rațional și, spunem, non-stop, practic, timp de o lună jumate, două, noi vom putea curăța aceste depozite de crengi de lemne. Dar dacă să vorbim la direct, au fost până în luna iunie, au fost curățate numai două depozite de lemn. Ulterior a fost incendiu care a fost la Spitalul Republican și Stadionul Republican, fostul, și situația s-a blocat până în final. Da. Doamna Ceban, finele anului 2017 ne permite să tragem niște concluzii. Fiind mai mult axată pe domeniul ăsta social, vreau să vă întreb ce s-a reușit la capitolul susținerea familiilor tinere, pentru că ei se dovedesc a fi cei mai vulnerabili, în lipsă de spațiu, în lipsă de susținere financiară și așa mai departe. Pentru familiile tinere, vreau să vă zic că în anul 2017, pentru prima dată, de către fracțiunea Partidului Socialiștilor, a fost propus ca în familiile care s-au născut a treilea copil, a patrulea, următorii și din familii social vulnerabile, să se acorde un ajutor material în sumă de 2000 de lei
prin intermediul Fondului Municipal de Susținere Socială a Populației. Listele deja pentru 645 de familii au fost perfectate. Banii sunt de acum transferați la Moldincom Bank și urmează ca care mă ascultă aceste familii să ridice banii la aceste filiale și în caz contrar să se adreseze și să verifice dacă sunt în liste la Fondul Municipal la strada Eminescu 42, fiindcă aceste liste au fost perfectate de către medicii angajații asociațiilor medicale teritoriale, fiindcă fișa care primul document care merge, el merge la medicul de familie. Tot pentru familiile tineri, pentru prima dată, a fost schimbat regulamentul privind compensațiile la căldură. Fiindcă noi avem foarte multe familii care ieri sunt trăiesc la gazdă și acum li se permite ca în baza unui contract încheiat între patronul gazdei să poată beneficia și dumnealor de aceste indemnizații, compensații la căldură. Foarte multe familii tineri în municipiul Chișinău avem, care practic sunt cu copii cu dizabilități, copii la cărucior și iată, noi chiar în primul an am aprobat și s-a propus ca să fie mărit numărul și să fie pentru asistenți parentali profesioniști care, știți, copiii nimănui, care eu sau sunt decăzut de drepturile părintești, cu 50 de persoane sunt angajați cu carnet de muncă și cu salariu. Și la Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului am permis cu 100 de unități, iau peste 200 și ceva acum, angajarea asistenților personale, mamele care au acești copii chinuiți la domiciliu, ca dumnealor toți poate, când or ajunge la pensie, fiindcă asta e o povară pe toată viața, se poate beneficia de aceea pensie, măcar fie socială sau cum a fi, să aibă carnet de muncă și să fie salarizată lunar. Domnule Cojocaru, dacă e să vorbim sub aspect evolutiv, concetățenii noștri și mai bine zis locuitorii orașului Chișinău s-au mai confruntat cu o problemă care a dat mari bătăi de cap. Practic, dacă nu mă înșeală memoria, timp de o săptămână gunoiul nu era evacuat din oraș. Până la urmă s-a găsit o cale de soluționare. Vrem să știm, este cea care trebuia să existe? Este o soluție reală? Problema a fost înlăturată definitiv? Deci, dacă să spunem, noi putem diviza întrebarea în două, însăși gunoi este o problemă și nemulțumirea cetățenilor o altă problemă, dacă ar iese din prima. Da, cu prima, spunem, noi nu putem soluționa, deoarece primarul, fostul primar, așa să-l numesc, Dorin Chertoacă, de 10 ani de zile depozita acolo gunoiul. Da, la moment noi am stopat, am găsit un numitor comun, am creat atunci o comisie de urgență. Vreau să spun că lucram până târziu tare, chiar noaptea am făcut de câteva ori adunare acolo cu cetățenii. Am ajuns la un numitor comun de stopare, de depozitare de gunoi, alocarea unor resurse financiare de circa 10 milioane către primărie pentru a-și face unele, să spunem așa, necesități de urgență. Am alocat bani și am procurat aparatul pentru prelucrare, levigatului. Asta este apa aceea care după ploi se acumulează și este plină cu diferite impurități. Actualmente lucrăm asupra proiectului de ca ea să fie conservată această gunoiște. Și da, pentru iarăși a compensa nemulțumirea cetățenilor de la Țânțăreni, care în principiu au în preajmă o gunoiește, spunem așa, una din cele mai pregătite din Europa pe timpuri se considera, am venit cu niște proiecte de a le se trage apiaductul, câte ceva pentru grădiniți, școli. Vedem până în final dacă mai survin ceva cereri pentru totuși de depozita acolo, că este mai pregătit acest lucru și iarăși vom aloca bani pentru prelucrare, poate pentru prelucrarea definitivă a gunoiului, ca să nu fie miros, să nu fie un șir de substanță care se elimină în urma, spunem, depozitării acestui gunoi. Ați pomenit de reacția chișinăuienilor, până la urmă a fost și o majorare de preț. Deci această majorare de preț, da, a fost, ea este practic, era necesară, însă totodată noi am venit cu proiectul de compensație, ca acei cetățeni care
la moment nu au posibilitatea de a o achita, lasă achite primărie, deoarece până în final noi suntem responsabili de problemele care sunt create. Și vreau să vă mai deschid parantezele, actualmente lucrăm asupra regulamentului autosolubritate, un șir de, spunem, întreprinderi nu au contract și nu au dreptul legal de a-l depozita, dar de fapt gunoi el depozitează și noi, cetățenii care avem, până trăim într-un apartament, trebuie să achităm pentru altcineva. Vrem să ajungem la un numitor comun cu toți, atât agenți comerciali cât și cei cetățeni, deoarece în principiu noi și creăm confortul în oraș. Ca până în final să avem atât parte financiară cât și confort și un oraș curat. Doamna Ceban, haideți să discutăm un pic despre invalizi, persoanele de în familii social vulnerabile. Ele în ce măsură sunt în vizorul consilierilor CMC? Ce s-a reușit poate pentru anul 2017 a face pentru aceste grupuri de persoane? Vreau să vă zic că în municipiul Chișinău avem un număr impunător, un număr mare de persoane, de pensionari pentru limita de vârstă avem peste 100.000 și invalizi de gradul 1, 2 și 3 peste 33.000. Nu mai vorbim de familii cu mulți copii, dar în această situație pot fi și familiile tineri din diferite motive. Și la acest capitol, practic, fracțiunea Partidului Socialiștilor ne-am propus chiar din primul an de mandat și am venit în primul rând cu modificări la regulamentul privind compensațiile la căldură, la agentul termic, ceea ce am propus de la 2.000 la 3.000 de lei de persoană și chiar mă adresez ca dumnealor să înțeleagă că de acum este început iară modelul sau procesul de primire a actelor și se adresează toți cetățenii absolut care au pensia sau salariu până la 3.000 de lei de persoană în familie, că dacă sunt 2, 6.000, dacă sunt 4, 12.000, au și copii, că ieși pentru copii și să depună documentele pentru a beneficia de această compensație, fiindcă banii în municipalitate sunt și au fost alocați pentru anul numai 2017 peste 106 milioane de lei. Astăzi de această compensație beneficiază peste 39.000 de familii care deja le-a fost achitat. Altă întrebare a fost, cum a spus colegul meu, când s-au mărit tarifele la deșeuri, da. Aceeași problemă a fost elaborat regulamentul și aprobată decizia și astăzi, iarăși la acest capitol, fiindcă noi am făcut în așa fel regulamentul, toți cei care au la apă recalcularea sau la deșeuri, automat care au depus la căldură să nu fie purtați pe drumuri acești pensionari invalizi, automat fie în baza listelor să primească și această compensație la cota parte a apei și la deșeuri. Mai mult ca atât, pentru pensionari noi ne-am propus și am avut avem 5 cantine sociale unde anul acesta s-au alimentat 600 de persoane, 600 de persoane pe zi. Asta e pe zi, peste 4.000 au fost alimentați până la etapa actuală. Mai mult de 4 milioane de lei s-a aprobat la acest capitol. Dacă dumneavoastră vă amintiți, a fost o problemă foarte mare și desigur că noi, fracțiunea Partidului Socialiștilor, nu am acceptat atunci când pensionarii plângeau că iată, ei trebuie să achite 120 de lei pentru fiecare rudă care o au înmormântată la doină și a fost anulată și această decizie. Ei astăzi nu mai plătesc, s-au scutit peste 3.000 de persoane și asta tot este bine. Altă problemă a fost că noi am mărit numărul persoanelor în 2017, celor care beneficiază de compensație la transport 70 de lei. Cu 20.000 a mărit pentru pensionarii pentru limita de vârstă și pentru prima dată, niciodată, invalizii cu dizabilitate medie sau cum se mai numesc gradul 3, nu au beneficiat. Și atât noi am propus această modificare la regulament și a fost acceptată, s-a votat și acești oameni beneficiază și în continuare de aceasta. Eu vreau să vă zic că practic în vizorul fracțiunii Partidului Socialiștilor, fracțiunea problemele sociale sunt chiar zi de zi pe prim plan, fiindcă în afară de aceasta ducem audiența săptămânal consilierii din fracțiunea noastră, ieșim în teren, ieșim în unele cazuri excepționale, chiar și la domiciliu, ieșim în instituții și practic niciodată nu ne-am străduit tot timpul ca să nu lăsăm vreo familie sau vreo persoană neajutorată.
Da, domnule Cojocaru, vreau să vă întreb, ce s-a reușit în domeniul sănătății? Care sunt totalurile pe care le putem prezenta telespectatorilor? Deci, anul acesta, dacă să vorbim de, în general despre sănătate, da, s-au făcut mai multe evenimente, spunem, la care eu, la direct, nu prea sunt de acord, dar ele s-au făcut, până în final ele sunt bune, alta întrebare cu care preț ele s-au făcut și cine a costat pe noi asta, dar avem reparat un șir de instituții medicale pe secții, deschise secții noi la Spitalul de Copii, de exemplu. A fost alocat un șir de finanță pentru procurarea utilajului, ceea ce este cel mai rațional din punctul meu de vedere, deci dacă instituția va avea utilaj nou, ea va permite să-și facă desinsetători reparații, dar nu noi, primărie, vom aloca acești bani, consider nerațional. Și avem, de asemenea, anul acesta a fost în premieră făcut un proiect la care autorul este doamna Eugenia Cioban, când s-a procurat un șir de utilaj medical pentru persoane cu dizabilități. Chiar astăzi, domnule, ei a fost la partea festivă de înmânare acestor tonometri sonore. Dar nici nu asta am vrut să menționez, cât vreau să menționez că anul acesta a fost posibilitatea de a demonstra că banii pot fi cheltuiți rațional, la care trebuie pur și simplu de a urmări. Ca exemplu, iarăși voi da acei procurarea celor tonometri la care noi am participat la fiecare etapă, ceea ce ne-a permis din 5 milioane să le procurăm cu 3 milioane, o economie destul de evidentă. Deci dacă vom face la toate capitolele un așa mod de administrare, un așa management, eu gândesc că nouă bugetul municipal ne va permite mult mai multe lucruri ca până în final cetățenii din oraș să simtă mai bine, să aibă o deservire mai bună și până în final să fim toți mulțumiți. Domnule Ceban, rămân în albea celor remarcați domnul Cojocaru. Câte tonometre s-a reușit? Cum s-a finalizat acest proiect? Pentru că ați depus, știu, foarte multă muncă pentru a-l finaliza. Eu vreau să vă zic că persoanele cu grad de dizabilitate, practic ar trebui să fie zi de zi în vizorul atât administrației centrale cât și locale. Dar să ne dăm bine seama că până la momentul actual nici program național, nici municipal, în genere municipal lipsește absolut nicio strategie. Astăzi noi nu am venit cu critici, dar oricum nu poți atinge problema că nu există nicio strategie, fie în domeniul sănătății, fie protecție socială, fie educație. Absolut nimic nu este. Lucrează în haos toți, toate aceste direcții, fiindcă așa sunt conducătorii și așa e managementul lor extraordinar. Dar oricum, noi, fracțiunea Partidului Socialiștilor, la aprobarea bugetului în a doua lectură, am propus aceste 5 milioane de lei. Și este bine, de acum nu mai vorbim ce s-a întâmplat, cum s-au dus banii, fiindcă oricum de acum noi nu am dat voie să fie luate de actualul conducător al Direcției Sănătății. Sunt organe să se ocupe de ceea ce se întâmplă, dar celălalt s-a luat tot până la 2 milioane, dar 3 milioane au fost repartizate așa cum prin decizia Consiliului, la alte utilaje. Și eu vreau să vă zic că s-au procurat 500 de aparate auditive. Dumneavoastră, vă dați seama ce înseamnă o persoană cu deficiență de auz care să iasă în stradă, să nu audă, nici nu poate traversa stradă, să nu audă, să nu poate comunica cu copiii. Noi avem acum acazia ta cu Belaus de la Rășcanovca, stradă, nu vă mai zic, care mama și tată nu audă copiii, au doi copii și copiii vorbesc și ajung la divorț că nu pot comunica cu copiii și am fost nevoită în mod de urgență să le dăm aparate auditive. Am avut caz că 92 de ani, da, nu contează vârsta, dar persoană cu deficiență de auz și înțelegeți că am dat acești bani la Asociația Medicală Centru, fiindcă am avut încredere în conducerea acestei instituții. În primul rând știu că surdologul e un singur specialist și este numele acestei asociații și au ieșit chiar și această firmă care a câștigat achizițiile la domiciliu ca să acestui cetățean să-i facă toate investigațiile pentru a putea primi modelul și care aparat trebuie. Ceea ce ține de persoanele cu deficiențe de văz. Chiar astăzi am fost, fiindcă, știți, eu trebuie să intri în sală și să vezi un număr atât de impunător de acești cetățeni beneficiari și să-ți dai bine seama, fiindcă dumnealor, practic, sunt atât de culți,
atât de educați și atât de răbdători împrejurările care se întâmplă. Noi s-au procurat 600 de tonometri din ceea ce s-au putut, pentru că a fost așa primit decizie pentru membrii Asociației Societății Orbilor, și termometri sonorii, bastoane. Astăzi am ieșit la fața locului, deci vă zic că astăzi s-au repartizat, fiindcă acum s-au procurat tonometrile și chiar aș vrea să le mulțumesc la Asociația Medicală Centru, fiindcă au ieșit cu specialiștii cu noi împreună, au instruit toți acești beneficiari, le-au arătat unde și cum, că el, dacă aparatul trebuie electric, trebuie să știi cum să-ți măsori tensiunea. Și desigur, ei au rămas foarte mulțumiți. Și de ce vă zic, am trecut o perioadă grea, dar eu stau și mă întreb, cineva chiar nu a văzut acest necaz? Trebuie numai noi, fracțiunea socialiștilor, să venim cu această propunere. Da, mulțumesc, nu trecea fără susținerea și altor fracțiuni, fie Partidul Popular European, Partidul nostru, Partidul Comunist și celălalt de partid, PLDM, dar noi, practic, eu vreau să vă zic că am avut o conlucrare bună, necătând că suntem numai 19 consilieri, dar oricum găsim limbă comună în Consiliul Municipal, fiindcă tot ce facem, facem pentru oameni. Tot ce facem absolut, nu facem pentru casarez, dar facem pentru oameni, facem din doleanțele cetățenilor Chișinău, ținem cont de ceea ce se întâmplă în prejurări, ținem cont de pensiile mizerii, ținem cont de salarii mizerii și mergem permanent în ajutorul acestor persoane. Domnule Cujocaru, haideți să vedem cum stăm la capitolul terenuri de joacă amenajate pentru copii. 2017 a fost un an benefic pentru aceștia? Deci, 2017 avem o șer de terenuri de joacă care noi, spunem, am negociat cu companii private care, spunem, au făcut ca un act de caritate, le-au instalat. Acum, recent, avem un alt proiect care îi impune de a construi chiar până la anul nou, dacă nu vom avea lobby din partea autorității publice locale, circa 20 de terenuri de joacă. Este preconizat în proiect încă circa 100 de terenuri de joacă, încă circa 100 de terenuri fitness. Avem în proiect încă circa 5 zone intracartiere de a le ilumina, de a le face, să spunem așa, niște standarde după care să se conduc, să spunem, autoritatea publică locală și în alte zone. La moment, chiar cu, spun cu mândrie, dacă nu mă șel, azi se termină instalarea chiar la un teren de joacă de pe sectorul Botanica. Era vorba de a efectua ultima etapă, de a pune prundii și ochi, restul era tot instalat. Muncim, ne străduim să facem ceva din, spunem, din bugetul care este, dar, din păcate, chiar dacă uneori găsim partea financiară, avem lobby de la autoritatea publică locală. Dar iarăși, până în final, în comun, cred că vom dobândi și vom avea rezultate bune. Eu vreau să rămânem la același aspect financiar și la aceeași problemă, copiii. De regulă, în luna aprilie, mai reînvie acea problemă a reparației instituțiilor de învățământ. În 2017 s-a reușit a face reparație capitală, pentru că diferite voci spuneau că se întâmplă o chestie stranie atunci când schimbăm, nu știu, acoperișul, iar lucrările de interior sunt lăsate de pe an pe an. Până la urmă, care este adevărata stare de lucruri? S-a reușit a mișca carul din loc? Deci, cum a spus colega doamna Eugenia, n-aș vrea să, în emisiune de astăzi, spunem așa, să murdărim pe cineva, dar realitatea, cum? Eu îmi spun de partea pozitivă care am făcut-o, necătând la faptul că foarte mulți directori de instituții preșcolare și școlare respectă ierarhie, deci ei scriu la direcția regională, ulterior cei la cea centrală, ca apoi noi să aflăm de probleme. Un șir de instituții au ieșit la direct, inclusiv și la doamna Eugenie, la mine, la un șir de colegi de noștri, la care noi am dat demersuri în scris, la care am verificat și am găsit bani din bugetul local pentru reparația la directă a instituției date, deoarece eu, trăind la Buiucani, nu pot să știu ce instituții trebuie de reparat la Botanici. Până în final, în așa mod, noi avem rezultate bune. Da, ceea ce a spus dumneavoastră, că
se fac reparații interne, dar extern o să face, acoperișul am găsit și așa lucruri, dar cât de cât ne străduim să le hotărâm. Din păcate, autoritatea publică locală are un alt interes, are interesul de valorificare a banului, dar nu spune accentul pe calitatea lucrărilor. În măsura posibilităților ne străduim să le aplanăm această situație, dar iarăși vă dați seama, neavând pârghia administrativă complet, puțin vine dificil. Domnule Ceban, în 2017 realitatea ne-a demonstrat că se întâmplă lucruri destul de ciudate în țara noastră și în municipiu. Până la urmă, haideți să vorbim cum s-a întâmplat că lipsesc produse igienice. A fost un mare scandal. Părinții s-au implicat, au cerut explicații. Până la urmă, cum s-a soluționat? La acest capitol vreau să vă spun că atunci când accepți un post de conducere, trebuie să te gândești dacă ai să-l poți duci sau ești capabil de a îți executa atribuțiile de serviciu. De aceea se întâmplă ce se întâmplă. Vedeți că astăzi avem liceul Eminescu, unde eu cred că trebuie tras la răspundere firma care a făcut reparație, ce înseamnă. Elevii până acum învață în schimbul 2. Mai departe, eu cred că părinții au avut dreptate atunci când au ieșit la grevă în fața primăriei, în fața guvernului, la parlament, peste tot au fost, fiindcă eu chiar nici astăzi nu mi-e clar, eu cred că organele abilitate trebuie să-și expun și la acest capitol cum poți un șef de direcție să-ți procuri mașină de 35.000 de euro în direcția educației când elementarul pentru copii nu a existat hârtie igienică. Și iată, noi am venit cu propunere, acum pe 3 noiembrie, prin decizia Consiliului, au fost alocate 2 milioane de lei pentru tot municipiul Chișinău, ca toate instituțiile preșcolare să fie aprovizionate cu produse igienice, fiindcă nu trebuie să ieși nici standarde, nici cadru juridic, aici trebuie pur și simplu să înțelegi că dacă ești conducător, trebuie să-ți dai seama și să conlucrezi bine atât cu Consiliul Municipal cât și cu Direcția Finanțe și să faci schimbări de la articol la articol. Și atunci nu a avut să existe această problemă și sperăm că noi le-am dat bani ca ei să-i valorizeze până la finele anului acesta. Altă problemă aici a fost că cu produsele acestea igienice, știți, practic erau tot timpul implicați părinții. Dar eu cred că sunt părinți care au tot un salariu mizer, fiindcă majoritatea copiilor care merg la grădiniță sunt părinți tineri. Iarăși vorbesc că sunt familii tinere. Și de aceea noi trebuie să ne gândim tot timpul, până înainte de a colecta unele sume la grădiniță, la școli, dacă au acești părinți care sunt tot profesori, care sunt tot undeva angajați, cu același salariu la bugetul de stat. Da, domnul Cojocaru, haideți să revenim un pic la mai multe direcții din cadrul primăriei. Sunteți membru, dacă nu mă înșel, memoria direcției locativ comunale. Ce s-a reușit în acest interval de timp? Deci cea mai mare reușită, să o spun cum a spus-o și doamna Eugenie, este acele compensații pe care noi le-am putut face cetățenilor atât la gunoi, căldură, indemnizațiile, compensațiile, deoarece noi ne-am trezit într-o bună zi când chiar și-am invitat în Consiliul Municipal executorul judecătoresc, dacă cetățenii care urmăresc Consiliul, că toate întreprinderile municipale, selurile sunt în grad de faliment, necătând la faptul că toată perioada aceasta banii pentru deservirea blocului ei le primeau. La moment ducem, spunem, niște tratative pentru ca să compensăm cât de cât cheltuielile care le fac același executor judecătoresc care trebuie să aibă niște salarii enorme acolo, 16, 18, 24.000 independenți cât casa administrează, el salariul primește, dar cetățeanul până în final nu are serviciu. Da, iarăși mulțumesc la un șir de agenții economici care ne-au ajutat și am reparat niște acoperișuri la unele case, unii persoane în etate nu au posibilitate financiară să o fac, cineva e cu inimă mare și ne-a ajutat. Am făcut-o, dar iarăși este o conlucrare între cetățean, consilier și agent comercial până în final, că la direct nimeni nu știu de ce nu se primește la noi. Ne vom strădui să spunem așa, consolidăm acest lucru, poate îl trecem, facem ca să apară mai multe asociații în casele noi, care nu trebuiesc, nu necesită așa investiții mari.
Actualmente lucrăm asupra proiectului, vrem să-l îmbunătățim deoarece contractul considerăm destul de dubios pentru eficiență energetică, ceea ce îți permit reabilitarea unor case integrale, inclusiv și alimentarea pe orizontală a căldurii, cu căldură, că la moment este pe verticală. Vedem până în final cu cine alegem, că până în final se primește că proiectul e făcut bine, muncim, ne întâlnim, ne deplasăm la fața locului și când în ziua de implementare se găsesc niște colegi de oponenți care intenționat nu vor să-l treacă sau chiar și aceeași primărie în funcție cu funcționare și primarul nu doresc să o facă. Domnule Ceban, haideți să vorbim despre transparență financiară. Anul 2017 a adus un pic de transparență financiară în administrația publică locală, dar în același context vreau să vă întreb și în cadrul instituțiilor de învățământ, pentru că au existat o serie de probleme în direcția învățământ și respectiv în instituții care, până la urmă, administratorii tot sunt acuzați că ar fi colectat sume uneori nu tocmai legale. Ceea ce ține de transparență, practic noi consilierii municipali, mai ales fracțiunea noastră, practic ne străduim zi de zi să conlucrăm cu toate instituțiile sau cu toate subdiviziunile, atât a primăriei cât și a Consiliului Municipal. Nenumărate interpelări au fost trimise în adresa Procuraturii Anticorupției, Inspecției Financiare, Centrul Național Anticorupției. Avem răspunsuri și sperăm că dumnealor își vor face datoria conform competenței. La acest capitol ce ține de instituțiile de învățământ, vreau să vă spun că și dumneavoastră și eu toți știm ce se întâmplă cu sumele care sunt colectate. Uneori pentru acte de caritate, spre exemplu. Dar, da, este vorba și de acte de caritate când strâng de la copii. Nu-și dau seama că ăștia sunt copii și nu sunt părinții. Dacă vezi, dacă merge vorba de adunat vreo sumă, trebuie de discutat cu părinții și nici de cum cu acel copil chiar că vrem să facem. Da, poate e bine că să-i educăm într-un stil, dar cred că nu este cel mai reușit. Dar dumneavoastră vreau să vă zic că când merge vorba de transparența surselor financiare, chiar nu mi-este clar. Mergem vorba de majorarea salariului, merge vorba de multe capitole. Și atât noi am fost cu dumneavoastră martori în 2017, când a fost atâta gălăgie la nivel, la toate nivelele, guvern, parlament, Consiliul Municipal, cu intoxicațiile cele alimentare. Și știți dumneavoastră că la profesori, dacă s-au mărit cu 11%, eu consider că e foarte mic, fiindcă toată ziua stai în fața elevilor cu așa salariu. Astea, profesorii totuși sunt elita societății noastre, dar cât privește de angajații instituțiilor preșcolare, chiar a fost o tragedie și noi, fracțiunea Partidului Socialist, am venit în Consiliul Municipal cu propuneri de a majora cu 50% la bucătari, care de acum se închideau grădinițele, fiindcă nu poți fără dădacă, fără bucătar. Și apoi am acceptat și la celelalte persoane angajați auxiliari, care au mai fost fii spălători de veselă, de lingerie, magazinieri. Și iată, s-au găsit acești bani. Eu nu cred că era problemă chiar noi la acest capitol să discutăm. S-au găsit, am votat, s-au dat, oamenii au primit, sunt mulțumiți. Și pe viitor, cred că ne propunem, adică este de acum și în bugetul electoral a doua va fi clar stipulat, continuarea acestei programe. Altă problemă este că eu cred că atunci când noi ne ducem un copil la grădiniță sau la școală, noi vă încredințăm ce avem mai sfânt. Și fiecare din noi trebuie să participăm atât la educare cât și la creșterea acestui copil sănătos, să avem o societate sănătoasă, dar să nu uităm în ultimul plan și de ce îi angajați. Fiindcă a fost un moment când în municipiul Chișinău trebuiau închis peste 39 de școli, fie că e Brăila, fie că e din Dobruja sau de unii. Și iată, noi am găsit și aici, ele erau cu sold negativ, care nu aveau nici salariul profesorilor pentru lunile lucrate să-l achite. Și noi din Consiliul Municipal am aprobat peste 7.114.000 lei, dar eu cred că asta de administrația centrală îl va transfera ca să fie în bugetul municipal, dar la momentul când omul are nevoie de salariul pentru care și-a făcut orele, noi am găsit posibilitatea și am aprobat și această sumă și s-au primit, s-au ridicat salariile la timp.
Vreau să rămânem albi a celor remarcate de doamna Ceban. Mă interesează poate în dublă ipostază. Pe de o parte cetățean, pe de altă parte în calitate de părinte. Astăzi problema alimentării copiilor în grădinițe este soluționată? Nu ne vom mai trezi ferita Sfântul cu vermi interci și cu pește alterat? Deci, la moment, garanții pentru ce le spuse dumneavoastră, nu pot să vă le dau, deoarece vă dați seama, asta este responsabilitatea la direct a bucătarului care la propriu vede ce aici pune în masă, dar până în final, responsabil de bază este, părerea mea personală, este legislația care este făcută în așa mod că câștigă la acel tender produsul care este cel mai ieftin, unul la mână, doi. Ulterior se face responsabil șeful direcției regionale, eu știu, Botanica, Rășcan, Ciocana, care este la direct implicat în procesul de verificare a mărfii pe care el o procurat-o. Și tocmai o etapă finală este directorul de grădiniță și bucătăreasa, dar ei de multe ori, chiar și în urma, spunem, anchetei care a fost făcut, ei sensibilizau administrația, însă administrația nu prea reacționa din mai multe motive. Dar cum se întâmplă că unul și același furnizor revine după acel scandal? O perioadă de timp a fost sistat, după aceea au revenit în forță. Am vrut să poate spun, întrebare... am vrut să spun da. Lucrul ăsta, dar dumneavoastră s-a anticipat lucrul. Deci, din păcate, da, s-a depistat că sunt implicate persoane care lucrează în diferite structuri de stat, chiar inclusiv CNA a fost persoană care are companie și o dirija, ori el, ori soția. Din păcate a fost depistat că chiar soțul la o direcție de învățământ, cum directoarea de învățământ a unui sector, soțul ei era, avea companie și aproviziona cu unele produse. Da, este interes, este conflict de interese, dar iarăși mă repet, până în final este, avem cel mai sfânt, cum spune de fiecare dată doamna Eugenie, este copilul pus în capul mesei, el trebuie să consume acele alimente, dar dacă vom avea o conlucrare, cum până în final și-au fost depistate toate aceste lucruri, a fost o conlucrare între părinți și autoritatea publică, depășând directoarea de grădiniță, depășând educatorii, depășând direcția învățământului, la direct a fost o conlucrare și o transparență decizională. Dacă noi am promis că facem aceste verificări, în câteva ore am făcut și interpelările către organele competente și s-a demarat această acțiune. Au fost pus publici mesajele video care am fost recepționate de la părinți și de la unii educatori care au vrut să conlucreze și nu s-au temut de direcția lor și că am avut rezultatul care l-am primit. Însă el, din păcate, nu este ceva final care să ne protejeze. După, este un pas mic, dar este un succes oricare. Cred că ulterior, dacă vom merge cu așa pași progresivi, sper eu poate chiar mai progresiv, ca partea legislativă să fie pusă în capul mesei, noi vom avea și nu numai rezultate, dar și un copil până în final bine hrănit și sănătos. Domnule Ceban, eu vreau să revenim la aspectul ăsta social. Avem persoane mobilizate la pat. Li se deschide de către cineva ușa, îi se întreabă de sănătate? La acest capitol vreau să vă zic și ce a spus și colegul meu, că atâta timp în municipalitate cât activează membrii după, șefii de direcție după apartenență politică, nu vom avea ordine nici într-o direcție, fiindcă în mod de urgent trebuie să fie eliberați toți șefii de direcții. Cum n-am vorbit noi și ce n-am face, ei oricum își au schema lor pentru care activează și sunt probleme zi de zi. De aceea, noi, fracțiunea Partidului Socialiștilor, pentru persoanele țântuite la pat, mai ales persoane mature, fiecare din noi, undeva avem un vecin, avem o bunică, care într-adevăr este imposibil, nu îi deschide ușa nimeni, am aprobat prin Consiliul Municipal 460 de unități asistenți personali, care sunt angajați la Direcția Generală Asistență Socială din municipiul Chișinău, cu salariu și cu carnet de muncă și care tot vor avea posibilitate ca să-și îngrijească mama, tată, poate fi soțul, poate fi dacă e soție, poate fi rudă alt, poate fi un vecin angajat, ca această persoană într-adevăr să se simtă că tot are nevoie cineva de dumnealui.
Și vreau să vă spun încă că până când societatea toată, toți noi împreună, nu vom conștientiza că pe primul plan trebuie să fie factorul uman, vom avea ceea ce avem. Astăzi predomină în primărie banul, apartenența politică, astăzi în primărie, chiar n-aș fi vrut să critic, este un dezastru total. Eu vreau să vă spun că și când am mers la referendum, marea majoritate a cetățenilor, eu nu știu de ce așa se bucură chirtoacă, ei, marea majoritate ne-au zis că s-au obosit de toate astea și ei au vrut ca el să fie judecat și tot chirtoacă împreună cu echipa Partidului Liberal să întoarcă banii furați care i-au furat din municipalitate. Și de aceea noi, fracțiunea Partidului Socialiștilor, ne propunem, necătând la toate acestea ce se întâmplă, pentru anul viitor. Uitați-vă dumneavoastră, persoanele cu dizabilități care sunt la cărucior, cum credeți, cuiva, de cineva au nevoie de ei, au grijă? Și iată, am propus chiar acum în prima lectură și avem dezbateri publice pe 13 decembrie, la ora 10, în incinta primăriei, unde sunt invitați toți șefii de direcție, toți președinții asociațiilor, ca să vină propunerile de dumnealor. Încercați dumneavoastră să ridicați acum, că o să fie ghețuș, omăt, și ridicați o persoană la cărucior într-o instituție medicală, fie că asta e Asociația Medicală Centru, fie că e Policlinica 12, pe panta aceea care e făcută și nici nu încape căruciorul, și o să vedeți cum. Și noi ne-am propus ca să avem, să procurăm ascensoare care îi vor transporta direct la primul etaj. Tot aici noi ne-am propus pentru anul viitor o problemă extraordinară, fiindcă vorbim, de când am venit în Consiliul Municipal, era Gamrețchi la Direcția de Transport, ca pentru persoanele cu deficiență de văz, fie în sfârșit, și le-am dat acum la proiectul de buget în lectura a doua, le-am înaintat chiar adresele în conlucrare cu președintele Societății Orbilor, unde să fie treceri de pieton tactile, semafoare sonore și multe alte chestii care, practic, fracțiunea noastră le ținem la control, că chiar aceleași terenuri de joacă, toate să fie prin comisia de specialitate, adresele, ca să nu se mai întâmple ceea ce se întâmplă astăzi în municipalitate, că achizițiile câștigă după apartenență politică, fiecare are cota parte de la suma totală a contractelor. Haideți să punem capăt la toate acestea, că nimic nu e veșnic pe acest pământ și nimicul noi nu o să luăm. Haideți să vedem că celor care au nevoie și banul public să fie ban public și să fie direcționat într-adevăr acolo unde este nevoie. Domnule Cojocaru, pe final de emisiune vreau să revenim la un gând și să aflu și punctul de vedere al dumneavoastră. Vreau să vorbim iarăși despre transparența financiară în cadrul primăriei Chișinău și despre modul în care este perceput ea de un consilier, pentru că noi, reprezentanții societății, deseori avem păreri negative atunci când vorbim despre transparență. Lucru straniu în condițiile în care fiecare dintre noi suntem contribuabili și avem tot dreptul legal și moral să știm cum se cheltuie acei bani. Deci, voi veni întâi cu niște exemple deja care noi le putem spune pe ei, cum îmi place mie. Este transparența. Bine, noi am introdus prima dată în practică primării ca să fie făcute toate comisiile care sunt făcute în cadrul primăriei să fie live, făcute și retranslate. Asta este primul pas pe care îl consider decizional, care a dus la micșorarea ratei corupției în primărie, deoarece tot fiecare proces poate fi vizualizat și verificat ulterior de cetățean în parte. El știe ce s-a discutat acolo. Una la mână. Doi, în comun cu unii colegi consilieri din alte partide, dar vreau să remarc, din păcate niciodată nu s-a susținut așa tip de proiect Partidul Liberal, am inclus pe ordine de zi și am votat și deja sunt chiar instalate, este votul electronic, fiecare cetățean știe ce e consilier și pentru ce a votat. Deci, de asemenea, vrem acum să fie puse toate cheltuielile publice, să fie publicate. De ce? Avem exemple, unele grădinițe, unele școli, unii părinți au reparat, fie au schimbat geamurile, ușile, o parte din mobilier, ca ulterior să ne trezăm că primăria, unele direcții ale primăriei vor să demonstreze că asta ei le-au făcut. Lucrurile se bat cap în cap. Sau invers, cu scop de a scoate bani din într-o oarecare proiect, necătând la faptul că geamurile sunt schimbate de un an, doi de zile și iarăși de părinți, ei vor să implementeze un proiect demolând acel geam care este bun.
La moment ne-am pus ca scop și cred că dacă din punct de vedere legislativ el va fi posibil de a-l face, vrem să punem în direcție, putem să poate monitoriza fiecare din cetățean live concursurile care se fac pentru șefii de direcții. Lasă vadă fiecare cetățean cine a fost ales, sub ce, după care criterii au fost ales acești directori, dar nu să ne trezăm cum este, de fapt, cu metru, neam, apartenență politică sau o altă, un alt conflict de interes, soț și soție. Noi avem într-un șef de direcție, unul lucrează soț și soție și bine, mersi, tăți cu salariu bun, dar activitate zero. Da. Domnule Ceban, la fiecare de an obișnuim să tragem linia, să concluzionăm și să ne propunem noi obiective pentru anul ce vine. Ce ne propunem pentru anul 2018? Care sunt proiectele care Proiectele fracțiunii Partidului Socialiștilor sunt acele care noi le-am început și în continuare cu direcțiile atât a Consiliului cât și a Primăriei. Noi vom lucra că aceleși 50% sunt pentru anul viitor. Aceiași pe aparate auditive, tonometri sonore, ceea ce v-am vorbit dumneavoastră de acum nou pentru ascensoare, pentru persoanele cu dizabilități, pentru semafoare sonore, ne propunem să amenajăm absolut în întregime curțele de blocuri, iluminatul, fiindcă vedeți dumneavoastră ce se întâmplă, terenurile de joacă, dar să știți că noi vom reuși. Suntem o echipă în Consiliul Municipal foarte unită, ne consultăm unul cu altul, practic conlucrăm zi de zi, umăr la umăr și ceea ce ține din partea fracțiunii, consilierul fracțiunii Partidului Socialiștilor, oricum tot timpul cetățenii municipiului Chișinău vor avea susținere și chiar o vom rezolva. Domnule Cojocaru, în 30 secunde, ce vă propuneți? Deci, dacă va fi o conlucrare, vreau să spun, la direct, cetățean, consilier, noi facem aceleși primire cetățenilor și va fi o înțelegere, o maturitate politică între consilieri, eu sunt ferm convins că lucrurile care deja le-am făcut bune le vom dubla și le vom putea chiar ceva noi, transport public, drumurile, lucrările intracartiere, poate dacă ne va susține iarăși va fi maturitatea politică, deschidem câteva grădiniți care le-am depistat deja că sunt practic ruinate, ele poate găsim finanță și le reparăm. Ca un exemplu, nu de mult am avut pe ordine de zi, ca să dăm în parteneriat public-privat o școală sportivă cu terenul adiacent pentru că ca un agent comercial să presteze servicii și din contul său propriu să-l repare. Suma pe care mi-a spus-o dumnealor era de 5 milioane, dar 5 milioane noi putem, ce nu putem găsi în bugetul municipal pentru a repara două licee de așa gen. Eu gândesc, dacă va fi maturitate politică și dorință, noi putem face multe lucruri pentru cetățeni. Însă, asta trebuie să fie sincer, deschis și fără cum spune rusul, padvoh. Azi ne spune colegul din Consiliul Municipal că el susține acest proiect și în ziua când vine la Consiliu pentru a-l vota, el din păcate se abține sau vine cu critică oricare. Domnul Ceban, domnul Cojocaru, eu vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea Reflector Analitic. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Accent TV. Pe curând. O seară bună!